Salut! Eu sunt David și astăzi am de gând să fac o reacție la unul dintre videoclipurile lui David Dutăză Petru Tăză. Da, mă gândeam să fac o reacție la trailerul pe care tocmai l-a scos astăzi. Da, din start vă spun că trailerul e foarte fain, dar hai să nu mai dăm spoilere și să-l pornim odată ca să începem reacția asta. Salut, foarte fain. Aici n-aș vrea să fac un comentariu foarte mare, dar ce am eu de comentat aici este faptul că, uite, acum mă adresez direct lui David, bă, aș vrea direct în 720. Jocurile normal se filmează 1080 pentru că spectatorul ar ieși imediat dacă vede că nu este filmat în HD. Pentru că 720 nu e considerat un HD la propriu. Da, deci cel mai recomandat este să filmezi în 1080. Se face o excepție la live-urile pe PlayStation 4. Da, acolo e ok să filmezi în 720. Dar în episoadele normale, de recomandat e în 1080. Dar se pricepe foarte fain la gaming, sincer să fiu. Din numai ce am văzut aici. Ok, semnul ăla cu Illuminati m-a făcut să mă gândesc la școală de cât de ciudată e. Nu, nu, doar uneori, așa. Ok, chestia asta a fost foarte faină. Deci a potrivit listen-ul ăsta pe ce a spus Loba. Bine, a zis someday. Dar totuși, Lisa nu s-a potrivit perfect, ca și cum ar fi spus ea. Deci a ales muzica perfect și a plasat-o perfect la videoclip. Și uite, văd că aici a filmat în 1080. După... Da, chiar. 1080. În caz că n-ați văzut la videoclipele mele anterioare, David și-a făcut un canal pentru vlog. A făcut el reacția, după cum v-am spus mai devreme, și abonați-vă la canalul lui. Bine, în prezent are în jur de 11. Aoleo, ce mi-am luat, doamne! Doamne, ce jumpscare mi-am luat, doamne! Deci, chestia asta a fost o leacă egoist, bine, egoistă, o leacă exagerată, adică, ok, e trailer canalului, la trailer nu prea se pun chestii din astea aici, prezinți canalul, dar nici chiar așa. Ok, dar, apreciez creativitatea, ceva neobișnuit. Un jumpscare la un trailer. Foarte fain. Sorry. Wow. Anicator 2. Da. Și outro foarte fain. Păi da. Eu îi dau un 9.75. Pentru muncă și pentru tot montajul ăsta, am văzut cât de fain a fost.
A folosit efecte speciale la partea cu ăsta, cu gaming-ul, da. Dar acel 025 este pentru că a filmat Roblox. Și Roblox nu prea filmează oamenii. Dar na, ok, a fost ok, dar ăla 0.25 pentru ăla cu 7.20 și pentru Roblox. Da. Păi da, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like la videoclipul ăsta și la videoclipul ăsta. Așa și să vă abonați la canalul meu, la canalul lui Davidu TZ, Petru TZ oficial, fără trailer, și la canalul ăla de vlog pe care și l-a făcut. Hai! Pa, pa!